Într-un an sau doi o să fie aici aleea orhideilor din grădina botanică. Cam toată făcută cu muncă voluntară. Oamenii vin în weekend, mai ales sâmbătă, la un fel de subotnice și contribuie care și cum poate ca să fie extinsă grădina botanică a Universității București. Azi ne-a prins o vreme noroasă, dar sper să nu fie și ploioasă. Adunăm rădăcini și pietricele de pe aleea magnoliilor, cred că am zis orhideilor data trecută și n-am zis bine. Magnoliile sunt plantate și într-o bună zi o să aibă așa flori sau diferite.